am decis ca în acest an să susțin o propunere care a fost pentru premiul de excelență. În urmă cu câteva săptămâni, ansamblul folcloric Balada a sărbătorit 25 de ani de la înființare. Cei care au înființat ansamblul respectiv în urmă cu 25 de ani se numesc Dorel Cosma și Ioan Simionca, pardon, Dr. Dorel Cosma și Ioan Simionca. Ansamblul, membrii ansamblului au făcut propunerea atunci ca doctorul Dorel Cosma să fie nominalizat pentru premiul de excelență. Și comisia i-a acordat în unanimitate acest premiu. Pentru că doctorul Dorel Cosma a reușit de-a lungul unei cariere extrem de fructoasă să aibă realizări cu care nu se mândrește numai el, ci ne mândrim și noi, bistrițenii. Încerc sentimente ciudate la un astfel de premiu. Bucuria împlinirii după ani de zile și satisfacția că la tine acasă există această apreciere la cel mai înalt nivel. Apoi faptul că timpul se scurge, că anii trec și cei 25-30 de ani pe care aveam odată, vorbim acum de ani de activități. Dar dacă au fost numeroase diplome și distinții pe care le-am primit în diferite colțuri ale lumii, pentru mine, cred că este cel mai important premiu cel de astăzi. Întotdeauna, poate că acasă este mai greu să fii premiat. Iar dacă un astfel de premiu a venit astăzi, pentru mine este o mare onoare și vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care s-au gândit.